Domnule Claudiu Săftoiu, sunteți pentru prima dată în Maramureș ca invitat al Organizației Femeilor Liberale din România pentru a participa la un seminar de instruire politică intitulat Femeia Liberală poate ajuta România. Cum pot femeile să ajute, femeile politicieni să ajute România? Pot prin simpla lor prezență și mai mult decât atât, prin felul în care trăiesc, acționează și gândesc. De altfel, trebuie avut în vedere un lucru. Această resursă de gen în politică, și anume femeia politică, este insuficient folosită, utilizată în acțiunea politică la noi. Și trebuie să spun că pentru noi liberali este absolut îmbucurător faptul că Organizația Femeilor Liberale are o activitate nu numai susținută, dar și foarte consistentă. Aici, la Sighet, am găsit o organizație articulată, pusă pe treabă și mai cu seamă foarte determinată. Cum pot femeile ajuta România? Păi o ajută în fiecare zi. Întâi de toate, prin faptul că femeile reușesc de fiecare dată să corijeze acțiunile bărbaților, mai ales în posturi de decizie. Femeile de fiecare dată reușesc să aducă și armonie și puțină înțelegere și toleranță în relațiile sociale. Așa că cine n-are femei în politică trebuie neapărat să facă rost de ele, pentru ca succesul se leagă indisolubil și de efortul femeilor în ceea ce privește acest tip de angajament la care ne înhămăm cu toții, și anume de a face mai bine pentru fiecare în parte, și anume pentru societate în general. Dumneavoastră ați publicat și un manual de jurnalism în care am extras ceva ce a scris acolo, că, cum că politicianul vinde mai bine imagine decât ideologie, iar puterea constă mai mult în comunicare decât în acțiune. Cât de mult contează o strategie de comunicare într-o campanie electorală? Da, e o carte datată, e din 2003. Dar să știți că datele prezentării personajului politic nu s-au schimbat. În fond, politica e un teatru. Un teatru care însă trebuie să cuprindă în spatele scenei substanță. Ceea ce am cerut întotdeauna din acțiunea, în acțiunea politică și a celor care acționează politic este să învețe să comunice. De aceea sunt și eu aici astăzi la Sighet, pentru că avem premiera campaniei electorale locale, care se va sfârși în 10 iunie, prin ziua votului, am ținut să atrag atenția alor noștri, pentru că vrând nevrând suntem într-un război politic care trebuie pur și simplu tranșat în favoarea societății românești, că elementele de comunicare, disciplina în comunicare, reprezintă un atu extrem de important. Eu nu aș spune că politicianul e numai imagine, dar aș spune așa, că politicianul este mesaj, este cuvânt, e vorbă. Și dacă o vorbă nu este bine cumpănită, nu e cântărită cum se cuvine, ea reverberează negativ în rândul electoratului, al oamenilor care te ascultă. Am mizat întotdeauna pe o prestație bună a politicianului, pe o deschidere în a se prezenta în fața celorlalți după toate regulile disciplinei de comunicare. E important pentru că noi ne îndreptăm cu pași repede spre o schimbare a paradigmei în ceea ce privește comunicarea politică în România. Destul cu vorbele, avem nevoie de acțiuni și de fapte, dar ele, acțiunile și faptele, trebuie în preambul prezentate printr-o prezență de încredere. Iar prezența aceasta de încredere a politicianului liberal, cel puțin în cazul nostru de față, este esențială pentru ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, politica este o meserie. Este o meserie extrem de complexă și care începe întâi de toate prin buna cuvință și bunul comportament în fața celor cărora le cer votul.
Dumneavoastră ați participat la acest seminar de instruire politică din cadrul Școlii de Pregătire a Femeilor Liberale din Administrația Publică cu un curs, Mobilizarea Electoratului la Vot. Pornind de la mișcările sociale destul de ample, stradale din ultimul timp, ne dăm seama că există o decredibilizare a clasei politice și implicit a politicianului român. Cum se poate mobiliza electoratul pentru a participa la vot? Întâi de toate prin încredere. După cum vedeți, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani reprezintă una dintre lecțiile rele pe care politica o dă societății românești. Este vorba despre un tip de politică condusă fără dezbatere, fără acord național, fără înțelegere și bună credință, o politică de a face bine cu forța. Acest bine nu a ajuns încă la noi, pentru că a rămas doar forțajul de a fi împinși spre un mai bine iluzoriu. Ori, din punctul acesta de vedere, cred că ceea ce se instalează cu puțin înainte de alegeri, și anume ideea că toată clasa politică e la fel, este cea mai mare capcană pe care se întinde electoratului de bună credință. Oameni care doresc să schimbe ceva în România și întâi de toate în privința propriilor situații de familie și de buget familial. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, în ultimii 3 ani, românii au constatat, fiecare în parte, că politica le afectează buzunarul, care se golește pe zi ce trece, fără ca ei să fie încetat să muncească, să meargă la serviciu sau fără să fie încetat să-și îndeplinească îndatoririle sociale. Ori această excludere de la decizia care îi privește reprezintă pentru noi un semnal de alarmă absolut. De aceea am venit aici în Sighet să vorbesc cu liberalele noastre despre nevoia de a face distinția între ce e bine și ce e rău dintr-un rău mai mare, care înseamnă politica. Ori răul acesta mai mare, care înseamnă politica, nu reprezintă decât o propagandă ieftină, dar deosebit de captivantă, pentru cei care cred că pot conduce pe mai departe fără să ceară să dea socoteală nimănui. E lupta noastră de a comunica în felul în care încercăm să-i convingem pe oameni că nu toți sunt la fel, că nu totul e o apă și în pământ și că nu mai există deloc speranță de mai bine la noi. Eu cred că generalizările de tipul ăsta nu fac decât să ne afunde în a continua să primim de-a gata abuzuri, un tip de irresponsabilitate și de acțiune discreționară din partea mai marilor zilei. Ori PNL, împreună cu partenerul din Uniunea Social-Liberală, PSD și PC, răspunde în momentul acesta unui val de nemulțumire pe care l-ați consemnat mai devreme, l-ați amintit, și care a pornit încă din zorii anului 2012. Valul acesta de contestare a autorității politice trebuie drenat, trebuie canalizat într-o soluție democratică politică. Oricât ar vrea cei care anunță în fiecare zi prohodul alternativei politice românești să amestece lucrurile, trebuie să știm că în câmpul de bătălie politic soluția nu e una anarhică, ci e una tot politică. De aceea, ceea ce noi am încercat astăzi a fost ca acest activ al Partidului Național Liberal din zona Ardealului și a nordului țării să fie conștient de faptul că are în mână ce? O alternativă mai bună la guvernare decât ceea ce se oferă acum. Nu e una perfectă, nu e una după care să ne dăm în vânt precum în basme, dar este oricum ceva mai bine decât ce se întâmplă acum. Este diferența specifică, cea care face practic în momentul acesta calul de bătaie în ceea ce privește prezența la vot. Pentru că ceea ce trebuie ca oamenii să înțeleagă în momentul acesta
inclusiv aici, unde lucrurile, deși sunt departe de dinamica și zvârcolirea asta a regatului românesc, vechi, tradițional, noi trebuie să știm că cu cât suntem mai mult prezenți la vot în 10 iunie, cu atât șansele de a schimba lucrurile în România sunt mai mari. Nu cu un cavaler alb și fără prihană, dar în orice caz cu cineva mult mai bun decât ce ni se oferă astăzi. Dumneavoastră sunteți un fin observator al scenei politice și un consultant politic. Vreau să vă întreb, vis-a-vis de contextul pe care tocmai l-ați descris, cum poate un candidat, un politician, să câștige puncte în sondaje și procente într-o campanie electorală? Comunicând. Dacă comunică repede, bine și deschis, câștigă. Noi ne-am obișnuit să ni se dea de-a gata și candidați și oferte și iluzii. Ori cel mai bine e să ne facem proiecte comun, în comun. Proiecte comune, împreună, și cred că, dincolo de orice, astăzi cel mai important este să implicăm mare parte dintre cetățeni în acțiunea politică. Iar acțiunea politică nu înseamnă să schimbi meseria, să intri în politică sau în vreun partid politic, ci să ai o atitudine politică. Iar atitudinea politică, cu siguranță, ne va da răspunsul la cum trebuie direcționată acțiunea politică în România. Eu n-am crezut niciodată că românii sunt conduși doar de 40.000 de politicieni. Poate nu se știe, dar în structurile de decizie politică din România, în cap doar atât, 44.000 de locuri. Aceștia sunt oameni care sunt aleși în mod direct prin vot politic. Păi noi suntem 20 de milioane. Credeți că în România se face politică? Nu. Noi privim la politică. Cei mai mulți dintre cei care ne privesc acum se uită la politică, dar nu fac politică. Spectatori relativ pasivi și de multe ori foarte creduli. Ori eu cred că mâna pe care o întindem, cel puțin opoziția unită astăzi, este să facem politică împreună, și anume să venim la vot. Nimic altceva. După ce votezi pe 10 iunie, te poți întoarce în locul tău de muncă, în familia ta, în anturajul tău. Dar atitudinea politică a arătat că faci politică și că, într-adevăr, îți pasă. Continuarea unui alt tip de dezangajare, și anume că toată lumea e la fel, nu face decât să dea apă la moară celor care acum profită de lucrurile acestea, și anume că izbutesc să-i convingă la descurajare. Este ceea ce face puterea actuală și PDL-ul împreună cu partenerii săi. Opoziția politică, unită pentru prima dată în cea mai mare construcție politică de alternativă din România după 90, încearcă un parteneriat real cu societatea. Nu e societatea civilă, ci e cu fiecare cetățean. Dacă noi nu reverberăm egal la nedreptățile de zi cu zi, înseamnă că, într-adevăr, probabil merităm să rămânem în același joc în care nu câștigăm niciodată. Credeți că este bine pentru USL să primească în această perioadă membrii de partid care au făcut parte din alte partide, pornind de la îndreptarea omului 2 din PDL, Sorin Frunză Verde, înspre USL? Ce avantaje politice sau ce plusuri politice ar putea aduce această aderare? Să știți că a judeca la pachet astfel de plecări, de migrări dintr-un bloc politic într-altul dăunează. În general însă, iar eu sunt adeptul acestei realități, mai bine în al 12-lea ceas decât niciodată, plecarea unor oameni importanți din structura de putere și de decizie politică înspre opoziție consolidează alternativa la guvernare. Pentru că, până la urmă, trebuie să alegem între a rămâne pe mai departe captivi într-un proiect aberant pentru România, cum este proiectul de austeritate exclusivă propus pe filiera FMI a guvernului Boc, actualmente Mihai Răzvan Ungureanu, sau a ne desprinde de acest model care deja deviază și derapează de la interesele naționale și de supraviețuire a societății românești, înspre o soluție mai sănătoasă și o alternativă sănătoasă. Acestea sunt opțiuni pe care unii politicieni și le permit face, iar alte formațiuni politice le permit
în ceea ce privește acest împrumut, să spun, de expertiză. Vă referiți la domnul Frunză Verde, Sorin Frunză Verde, numărul 2, practic, din Partidul Democrat Liberal, care vine într-un moment în care e nevoie ca destructurarea acestui tip de politică de tip mafiot statal, pe care o reprezintă atât PDL cât și președinția în momentul acesta a României, să înceteze. Dacă pierderile domniei sale în planul imaginii sunt mari și le asumă, în schimb, principiul rămâne. Și anume, mai bine mai târziu decât niciodată îmi corijez propriile mele acțiuni politice. Pe de altă parte, aștept cu încredere, și eu sunt un politician tânăr, m-am înscris abia de un an în Partidul Național Liberal, aștept cu încredere ca această năravă al traseismului politic să înceteze odată cu venirea la guvernare și obținerea unei majorități în Parlamentul României în această toamnă. Nu mai târziu, nici mai devreme, pentru că dacă USL-ul va avea o prezență semnificativă în Parlament, sperăm noi peste 50%, cu siguranță vom putea schimba legi strâmbe în România, nu atât pentru politicieni, cât pentru cetățeni. Cum vedeți dumneavoastră, din perspectiva unui analist politic, această formulă USL? Credeți că este un proiect viabil? Da, în momentul acesta este cel mai important proiect pe care l-a avut România în ultimii 20 de ani, pentru că această resurecție a autoritarismului, sub personificarea președintelui României și a partidului prezidențial PDL, și bineînțeles a oasei de strânsură din jurul arcului guvernamental, nu ne duce decât într-o fundătură. USL a fost creat ca o construcție excepțională la situații excepționale, și anume situația cu totul neobișnuită în momentul acesta ca instituțiile statului să fie perfect subordonate unui imperativ politic discreționar, reprezentat de președintele Traian Băsescu. Știe toată lumea lucrul acesta. Ori, pentru ca să facem față unui asemenea blocaj instituțional și de democrație, a fost nevoie să ne adunăm stânga cu dreapta, merele cu perele, dracul cu lacul, cum spun alții, în așa fel încât în acest tip de asociere să putem să răsturnăm răul cel mai mare. Să știți că dreapta cu stânga nu înseamnă dușmani ireconciliabili, înseamnă opțiuni politice pe care, dacă le negociem și le respectăm în așa fel încât să devină o ofertă electorală, pot supraviețui. USL, pe de altă parte, este clar o asociere de formațiuni politice care urmărește exact lucrul acesta, înlocuirea actualei puteri. În curând vom vedea în ce măsură această variantă va avea și o posibilitate de a supraviețui după ce se formează guvernul. Eu sunt convins că, până la urmă, imperativele României economice, acelea de a ieși din criză și de a echilibra societatea românească, nu vor ține cont sau vor avea prea puțin ca și prioritate respectarea în tocmai în mod fundamental a unor doctrine de stânga sau de dreapta. Pragmatismul în guvernare este practic regula numărul 1 în acest moment în Europa. Partide de stânga cu dreapta într-o alianță exersează de cel puțin 20 de ani Germania. Nu e nicio problemă. Avem alianțe de genul acesta peste tot în Europa cu națiuni care au nevoie să iasă din situația de perpetuă criză sau crizare internă. Așa că nu am în niciun caz a spune că noi facem USL numai ca să dăm jos o putere și să ne ducem noi acolo. Nu. Trebuie să învățăm să funcționăm în coaliții. Și, slavă Domnului, am avut 3-4 coaliții care, eșec după eșec, își arată, devin lecții. Le-am învățat sau nu, eu cred că le-am învățat.
La nivel de Sighet avem un exemplu concret de bună înțelegere în această nouă formulă creată USL, un succes de negociere la nivel local între primarul PSD Eugenia Gogea și viceprimarul Ovidiu Nemes, care face parte din PNL. Credeți că este, cât de important este să existe la nivel local o coeziune care, pentru a aduce un vot majoritar? E foarte important. Trebuie spus un lucru. Locuitorii din Sighet au experiență pe care au perpetuat-o în ceea ce privește opțiunea pentru actualul primar. Dacă nu mă înșel, este la al treilea, al patrulea mandat. Asta înseamnă că doamna Eugenia Gogea a făcut ceea ce trebuia pentru comunitate. Mai mult decât atât, nu a fost absolut deloc neinspirat în 2008 alegerea lui Ovidiu Nemes în postura de viceprimar. Cei doi au făcut în așa fel încât Sighetul să câștige din acest tandem politic. În momentul acesta, pentru mine este absolut lăudabil faptul că doamna Gogea, PSD, aici, înțelege și acceptă acordul la nivel național încheiat între partidele componente ale Uniunii Social Liberale. Mai mult decât atât, că sprijinul acesta este unul fundamentat atât pe o continuitate în decizia locală și în leadership-ul local și este și respectat. Ovidiu Nemes are 67% în momentul acesta pe un sondaj recent în ceea ce privește opțiunea de vot a sighetenilor. Ori în momentul acesta e clar că soluția rămâne solidaritatea. Sper ca această solidaritate întru binele comunității să reziste până la capăt. De altfel, congresul din 7 aprilie este un congres simultan al PSD, PNL și PC la București, va consfinți exact acest lucru, acțiunea solidară, comună, a partenerilor din Opoziția Unită, pentru ca la alegeri să nu existe dubii, ori USL, ori PDL, alianțele portocalii sau verzi sau violete pe care le propun în disperare de cauză inamicii cetățenilor români și anume actualii guvernanți. Eu sper că la Sighet, și eu cred că așa se va și întâmpla, va fi o poveste cu un final fericit și anume sighetenii vor da și mandata pe mai departe echipei USL și anume PSD, PNL, destinele comunității pentru următorii 4 ani. Din păcate, această înțelegere între cei doi nu a fost girată la nivel național, la nivel de județ. Care credeți că ar fi soluția? Noi avem în perspectivă pentru următoarea, cel puțin perioadă foarte scurtă, tranșarea la nivel local și regional a tuturor listelor de candidaturi comune în cadrul USL. Mai mult decât atât, acolo și protocolul o prevede, acolo unde nu este cale de înțelegere între atât de importanții parteneri, care au și orgolii, au și o istorie în spate, se va apela întotdeauna la arbitrajul de la centru. La congresele simultane din 7 aprilie, unde se va reafirma unitatea USL, noi vom încerca la nivelul național să transmitem acest tip de instruire practică în teritoriu, pentru ca prioritatea și regula numărul 1 să fie listele comune, înțelegerile între parteneri și cu excepții excepționale, dacă îmi permiteți formularea aceasta, mergerea pe liste separate. E nevoie ca oamenii să nu se bâlbâie în momentul în care votează. Gândiți-vă că pentru prima dată, din cauza modului în care sunt așezate alegerile și la modul în care încearcă puterea să se agațe de funcții, vom avea fiecare în parte la vot cel 4-5 buletine de vot. Oamenii nu știu ce să voteze. O soluție simplă, USL, ceea ce înseamnă votează săgeata, votează trandafirul, acolo, e mult mai simplu pentru tot, de sus până în jos, pentru toată lumea. Altminteri, intrăm într-o relativă confuzie care duce la vulnerabilizarea soluției Opoziției Unite.
Vorbeați de orgolii și este de notorietate că există chiar în toată țara aceste neînțelegeri privind negocierea de a desemna un candidat pentru o primărie sau alta. Credeți că ar trebui să conteze aici mai mult poziția în sondaje a viitorului candidat sau să se respecte o formulă de protocol dictată de la centru? Trebuie să le combinăm pe amândouă. Noi am fost primii care încă din februarie anul trecut, în momentul în care am pornit la această construcție atât de dificilă a asamblării stângii și dreptei românești sub forma opoziției unite, care am propus transparența în alegerea candidaților prin efectuarea de sondaje de opinie. Am cerut pur și simplu punctul de vedere al comunității. Acesta reprezintă un procent foarte mare din decizia politică ulterioară. Dar trebuie spus, pentru că vorbim despre politică, sondajele arată o fotografie de moment. Politicul are la rândul său o fotografiere în perspectivă și în viziune, să spun așa, a ceea ce înseamnă candidatura unei persoane sau a alteia. Ne bazăm pe sondajele de opinie, decizia politică este cea care definește însă acțiunea politică. De aceea protocolul, așa cum este el în momentul acesta configurat, va fi respectat ad literam, indiferent dacă în unele locuri această joacă, așa cum o consideră alții, de a sondajele, ridică sau coboară un candidat sau altul. Decizia politică responsabilă rămâne regula numărul 1 în acțiunea de configurare și de închidere a listelor candidaturilor în cadrul Uniunii Social Liberale. Cum vă veți implica personal în campania electorală din 2012? Eu am întâi de toate o datorie de partid și una umană. M-am înscris în organizația din Gorj ca și membru. Am fost ales anul trecut vicepreședinte al organizației și, bineînțeles, mă voi întoarce imediat după Paște în organizația de la Gorj, liberală. De ce? Pentru că acolo e nevoie ca liberalii să facă o figură frumoasă și, mai mult decât atât, să se apropie foarte mult de cetățeni. Voi face lucrul acesta. De asemenea, la nivel național, am această posibilitate, sper să fiu și ajutat să mă exercit, de a oferi o expertiză în zona de comunicare și de consultanță, de strategie politică și electorală, pentru că, slavă Domnului, asta fac de ani și ani de zile. Alminteri, cu umilele mele forțe, încerc să fac parte din dezbaterea națională, merg la emisiuni, particip la tot felul de acțiuni în acestea publice, pentru a arăta că noi nu suntem la fel. Asta este marea noastră problemă, să nu descurajăm în a crede că toată lumea trebuie dat afară din salonul de prezentare. Nu. Există printre noi și noi ne oferim ca fiind o alternativă de încredere și de bună credință. Alminteri, intrând în acest cerc al descurajării și al suspiciunii, nu vom reuși să construim nimic. Puteți să faceți un pronostic ce va reuși USL la alegerile din 2012 ca procente? Da, avem două etape. Alegerile locale vor fi câștigate în mod clar, semnificativ și pur și simplu fără drept de apel de Uniunea Social Liberală. Întâi de toate, un calcul aritmetic arată că ca și număr noi suntem mai mulți decât ei, adică decât PDL, UNPR și celelalte constructe artificiale pe care le-au creat de-a lungul timpului. La alegerile din toamnă va conta foarte mult scorul pe care îl obținem în recucerirea pozițiilor în administrația locală. Este vorba despre o luptă de angajament și de mobilizare pe care o facem în mod transparent, în colaborare cu comunitățile, și anume încurajarea tuturor de a veni la vot. Este a doua oară când reamintesc lucrul acesta. Veniți, veniți oameni buni la vot. Chiar dacă nu o să votați cu USL, pentru că eu reprezint acum USL și PNL,
mergeți măcar să votați cu cine doriți, dar nu lăsați, evident, pe altcineva să decidă pentru voi. E atât de simplu, durează câteva minute. Iar în toamnă, în momentul în care ne vom consolida poziția la, la nivelul administrației locale, vom face ceea ce trebuia făcut de mult, schimbarea unui parlament cu totul și cu totul aberant sub egida furtului practicat în mod instituțional și consecvent de Roberta Anastase și compania. Pentru că dacă nu schimbăm fundamentele legislative în România, lucrurile vor continua. E un efort uriaș la care ne-am angajat și pe care promitem că îl vom îndeplini.